spune învățătura ortodoxă că înainte de botez, în inima omului se rășvea Satana, Duhul Întunericului. Nu el personal, nu stătea acolo, ci energiile lui. Dar noi știm foarte bine că atunci când acolo unde sunt energiile unei persoane, acolo este și persoana respectivă. Deci înăuntru inimii era Satana. La botez, cred că toți ați văzut la botezul celorlalți, că ne lepădăm de Satana, da? Îl scuipăm, da? Și ne unim cu Hristos. Deci îl scoate din inima noastră și se lășluiește Hristos în inima noastră, care aduce pe Duhul Sfânt și pe Tatăl apoi. Dar Satana nu și-a pierdut toată libertatea, pentru că omul nu și-a pierdut toată libertatea prin botez. Încă omul mai are această libertate căzută, care este libertatea dintre a alege între bine și rău. Adevărata libertate este libertatea de a alege binele în orice condiții, adică de a alege ce vrea Dumnezeu. Sigur că noi nu știm ce vrea Dumnezeu și așa vă învăț și asta dacă ne dă Dumnezeu timp. Așa. Deci, acum, după cădere, libertatea înseamnă a alege între bine și rău, adică alege ce vrea Dumnezeu și ce mi-aduce mie viața adevărată și fericirea adevărată și ce este împotriva voii lui Dumnezeu și mi-aduce nefericire. După botez, deci nu mi-am pierdut această libertate. Și Satana și-a păstrat și el libertatea de a mă ataca, dar acum atacă din afara inimii, prin simțuri. Prin simțurile noastre, spun părinții, și simțurile noastre ce fac? Aduc informația din exterior sau din interior, da? Înăuntru sufletului nostru. O duc în inima și în mintea noastră, în rațiunea noastră, ca să putem să le luăm atitudine. Deci ochii mi-arată că acesta s-a stins, deci ochii mi-arată, îmi dă această informație și rațiunea mea spune, apasă pe buton, să se aprindă sau vorbește mai tare, că nu mai avem curent electric. Prin aceste simțuri, deci, lucrează Satana. Da? Dacă mi se stinge becul aici, Satana sugerează, ăștia te sabotează, vor să te urască, vor să te spânzure, pentru că tu vrei să vorbești despre Dumnezeu, vezi, toți te prigonesc, ești o sfântă. Da? Și eu vă consider pe voi antichriști, de exemplu. Da? Deci, dacă n-am luat o razna așa, dacă-s bolnav, atunci nu-i de la Satana, ci este de la îmbolnăvirea organică a creierului. Că așa, să nu credem că toți cei care vorbesc aiurea sunt posedați. Nu, sunt și bolnavi, da? Există și boala.